într-o zi friguroasă de iarnă, puiul de căprioară Bambi își pierdu mama. Alergă prin pădure strigându-o, dar nu-i răspunse decât o tăcere adâncă. Un cerb frumos și puternic veni la pui. Era tatăl lui Bambi, marele prinț al pădurii, care veghea asupra tuturor animalelor. Mama ta nu mai poate fi cu tine, dar micuțule prinț, nu mai privi în urmă, ci înainte spre viitor. Vino, fiule, zise el și îl duse pe bambina de postul lui. Bietul băiat, rămas fără mamă, suspină bufnița. M-aș bucura tare mult de sfatul și ajutorul tău, prietenă dragă, zise marele prinț. Tu cunoști pe toată lumea și cu siguranță vei găsi pe cineva care să-l crească. Și cine ar fi mai potrivit pentru tânărul prinț dacă nu chiar tatăl său? Întrebă cu înțelepciune bufnița. Eu sunt responsabil pentru toți locuitorii pădurii. Este o activitate care îmi consumă tot timpul. Nu aș mai avea când să mă ocup și de el, zise marele prinț. Cu toate acestea, acceptă să aibă el grijă de bambi, dar doar până la sosirea primăverii. Într-o zi, Prințul avea de rezolvat treburi importante în pădure. Du-te cu prietenii tăi să vă uitați la cârtiță, îi sugeră el fiului său. Dar vreau să merg cu tine, răspunse Bambi pe un ton rugător. Un prinț nu scâncește. Ne vedem mai târziu, spuse tatăl și plecă la îndatoririle sale. Bambi tropăi singur în direcția locuinței cârtiței. Din fericire, Acolo erau și prietenii săi: iepurașul bocănilă, sconxul floare și frumoasa căprioară faline. Era un moment foarte important. Ca în fiecare an, toată lumea aștepta cu suflarea tăiată apariția acestui animal. Dacă atunci când ieșea cârtița își vedea umbra, iar n-avea să mai dureze multă vreme. Dar dacă nu era nicio umbră, primăvara era aproape animalele își ținură toată respirația. Mai întâi apăru un bot cepos, apoi o lăbuță, până când cârtița adormită ieși cu totul în fața lor. Se uită în jur și constată. Nu se vede umbra. Ura! Vine primăvara! Se auzi un strigă de bucurie. Dintr-o dată, Rono ieși din desiș. Bău! strigă el atât de tare, încât cârtița o zbughi speriată în bârlog. Bambi, ce nume de fată! Începu el să-l tachineze pe Bambi, încercând să-l provoace astfel la luptă. Hai, Bambi, nu-l lua seamă, ignoră-l, strigă bocănilă. Chiar atunci, mama lui Rono își chemă fiul, astfel încât micul e ce trebui să se întoarcă la ea. Ne vedem mai târziu, Bambi, ziseră bocănilă și floare, plecând împreună cu părinții lor. Vii și tu, întrebă Faline. Nu, o să vină tata după mine, răspunse Bambi nesigur. Faline și l rămas bun și plecă după familia ei. Bambi rămase singur. După o vreme, lui Bambi se făcu somn. Se așeză și a dormi. Ceva îl trezi însă dintr-o dată. Era vocea mamei sale. Mamă, tu ești? strigă el plin de speranță alergând spre locuri de unde se auzea vocea. Dar nu era vocea mamei lui, ci sunetul cu care vânătorii momeau animalele să iasă din adăposturi. Niște câini de vânătoare săriră din tufișuri. Bambi rămase nemișcat. Iar atunci, marele prinț al pădurii apăru. Folosindu-și coarnele puternice, alungă câinii care fugiră cu coada între picioare. Când pericolul fu îndepărtat, marele prinț spuse. Fiule, ține minte, niciodată să nu te oprești cum ai făcut acum. Îmi pare rău, șopti Bambi trist că își dezamăgise tatăl. Nu cred că sunt așa cum ar trebui să fie fiul marelui prinț, le mărturisi Bambi prietenilor săi a doua zi. Măcar dacă i-aș putea arăta tatei că sunt la fel de curajos ca el dar nu e greu deloc să fii curajos. Te pot învăța eu, îl asigură bocănilă, făcând o față amenințătoare. Șmecheria este să arăți mai înfricoșător decât ce ți se pare așa. După câteva lecții luate de la bocănilă, Bambi hotărâ să-și încerce curajul pe porcul spinos. Dar chiar dacă încercă din greu, toată povestea se încheie cu niște spini lungi și tari înfipți în coada iedului. Cum a fost?" Întrebă el plin de speranță. Mm, nu prea bine, răspunse iepurile cu sinceritate. Când bocănilă termină operațiunea delicată de smulgere a spinilor din coada puiului de căprioară, a părut și Rono. Se pare că vedea posibilitatea de a-l mai tachina pe Bambi. Aproape că te-ai făcut una cu pământul când ai văzut câinii ăia, zise el rânjind. E, dacă n-ar exista și lași pe lumea asta, nu am mai ști care sunt curajoși. Nu sunt lași, protestă Bambi. Indignat de vorbele grele aruncate de iedul răutăcios, bocănilă și împinse prietenul spre Rono. Acesta se prăbuși în noroi, dar înainte să se poată ridica, bocănilă și Bambi deja își luaseră picioarele la spinare. Furios, Rono se luă după ei până la o prăpastie adâncă. Bambi se opri pe marginea ei, își adună puterile și cu bocânile în spinare sări pe partea cealaltă. Rono se opri exact pe marginea stângii. Ai sărit? Eu am început să sar așa doar când au început să-mi crească coarnele, observă cu admirație marele prinț, care privise întreaga întâmplare. Bambi se simțea mândru. Era prima dată când tatăl său îl lăuda. A doua zi, înainte de a pleca la adunarea zilnică a pădurii, Marele prinț întrebă ca din întâmplare. Vii cu mine, fiule! Pădurea ne așteaptă! Încântat, lui Bambi mai că nu-i venea să-și creadă urechilor. Zilele treceau. Tatăl și fiul petreceau mai mult timp împreună, ajungând să se cunoască. Bambi chiar reuși să-l facă pe tatăl său cel serios să se joace. Uneori, totuși, marele prinț trebuia să facă tot felul de observații. Un prinț nu strigă, un prinț nu țopăie, un prinț trebuie să fie serios. Treptat, iarna-i cedă locul primăverii. Într-o zi însorită, pe când marele prinț se juca împreună cu fiul său, veni bufnița. Iată-vă, strigă ea încântat, vreau să vă prezint cuiva. Ea este Mena, o căprioară care ar fi bucuroasă să aibă grijă de Bambi. Nu mă mai vrei? Te-ai săturat de mine?" întrebă foarte surprins puiul. Trebuie să înțelegi, fiule, că un prinț nu se poate lăsa condus de sentimente. El mereu îi servește pe ceilalți și trebuie să facă sacrificii," îi explică marele prinț. Doar asta este important pentru tine? Eu nu contez deloc pentru tine?" strigă Bambi și cu inima zdrobită, fugind de sișul pădurii. În acea după amiază, Bambi și l rămas bun de la prietenii săi. Mena îl duse spre noua sa casă, într-o altă parte a pădurii. Când, trosc, de piciorul ei se prinse o capcană pusă de vânători, iar căprioara lipsită de apărare se văzu în scurt timp înconjurată de câini cu colții rânjiți. Fugi, Bambi!" strigă Mena. Dar iedul nu ascultă. Se aruncă în fața câinilor, apoi începu să fugă, încercând să-i atragă după el cât mai departe posibil de locul unde era prinsă mena. Alergă spre păpastie, simțind răsuflarea fierbinte a haitei în spatele său. După o cursă epuizantă, reuși să sară pe partea cealaltă. Dar pământul era acum moale și ea cât de sub picioare. Bambi căzu. În acel moment apăru și marele prinț. Sări și el jos și se opri lângă puiul de căprioară era pe cale să spună unul dintre învățămintele sale de aur, când se simți îngrozitor de trist. Își îmbrățișe fiul din toate puterile. Tată!" și optis la Bambi. Sunt aici cu tine, fiule!" zise marele prinț cu dragoste în glas. Câteva zile mai târziu, prințul îl duse pe Bambi într-o poieniță luminată de soare. E un loc minunat, nu?" Aici am întâlnit-o pentru prima dată pe mama ta, îi spuse el fiului său, deschizându-și inima pentru prima dată. Eram de vârsta ta. Și cum erai? întrebă încetişor Bambi. Eram ca tine.